Aeroportul internațional Chișinău ar putea reveni în proprietatea statului. Asta după ce judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a respins cererea societății comerciale Avia Invest privind anularea rezilierii contractului de concesionare a aeroportului. Cererea a fost respinsă ca fiind neîntemeiată. Mai multe despre aceasta știe Adela Șefciuc. Bună seara, Adela! Bună seara, Sofie! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Pe 8 iulie 2020, Agenția Proprietății Publice a transmis o notificare către compania Avia Invest, prin care a înștiințat-o despre rezilierea contractului de concesionare a activelor aeroportului internațional Chișinău. Asta pe motivul că firma lui Lanșor nu și-a onorat obligațiunile. Ulterior, Avia Invest a cerut anularea notificării, însă această solicitare a fost respinsă în totalitate de către Agenția Proprietății Publice. În consecință, compania Avia Invest a depus o cerere în instanță, dar judecătorii au respins-o. Precizăm că hotărârea nu este una definitivă, ea poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău.